Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor, sunt Simona Urdea și vă invit să urmăriți știrile. 2011 nu a fost unul foarte prosper și ne referim aici la oficierea de căsătorii înregistrate la compartimentul de stare civilă din municipiu. Față de 2010, când aproape 250 de cupluri au spus da în fața ofițerului de stare civilă, în anul care tocmai s-a încheiat, mai puțin de 200 de cupluri și-au unit destinele și la numărul de nașteri s-a simțit o scădere semnificativă în 2011. La compartimentul de stare civilă din Făgăraș nu a fost așa mare înghesuială în anul 2011. Aici au spus da în fața ofițerului de stare civilă un număr de 200 de cupluri făgărășene, cu mai puțin de 50 față de anul 2010. O scădere semnificativă a fost și la capitolul natalitate. Mai puține mămici au născut anul trecut față de 2010. Pe anul 2011 s-au înregistrat 734 de nașteri, 200 căsătorii și decese 369. Divorțuri 16, numai la noi la stare civilă, restul la judecătorie, notar, nu știm. Dacă numărul căsătoriilor a scăzut, nu același lucru îl putem spune despre divorțuri. În total, peste 200 de cupluri s-au despărțit în anul care tocmai s-a încheiat. La starea civilă au fost 16 cereri de divorț, iar la judecătoria Făgăraș s-au înregistrat peste 200. Asta dacă nu mai pune la socoteală și divorțurile înregistrate la notarii din municipiu. În 2011 s-au înregistrat pe rolul judecătoriei Făgăraș un număr de 203 cauze de divorț. Dintre acestea, 116 sunt cauze în care există copii, iar 87 divorțuri care privesc căsătorii din care nu au rezultat copii. S-au soluționat, adică s-au pronunțat un număr de 227 de hotărâri, diferența provenind din stocul de dosare. Exista un număr de 90 cauze de divorț la începutul anului 2011. Încă din luna octombrie 2010, cuplurile care s-au hotărât să se despartă legal pot face acest lucru atât la judecătoria Făgăraș, cât și la compartimentul de stare civilă, dar și la notarii făgărășeni. Pentru acest lucru, la starea civilă, procedura este mult mai simplă, durează mult mai puțin, iar cuplurile trebuie să scoată din buzunare aproximativ 500 de lei. La judecătoria Făgăraș se înregistrează divorțuri doar la cuplurile care nu mai vor să conviețuiască împreună și care au copii.